Vă salut abonații, urmăritorii și, bineînțeles, membrii al canalului meu de YouTube. Astăzi am făcut un live care s-a întrerupt și s-a împărțit în două, ca să spun așa, da? Puteți să-l urmăriți, uitați acesta, 1 și 2, live-ul 2, pentru că s-a întrerupt o oră 37, o oră 31, deci o peste 3 ore de live. Cei care nu mi-ați văzut live-ul, puteți să-mi urmăriți aici live-urile, da? Ce live am făcut? Poza nu pot schimba sau pot, nu știu. Nu contează. Bun, să urmăriți aceste live-uri și le mulțumesc tuturor care au donat pentru susținerea acestui canal și au devenit membri al acestui canal. Vă mulțumesc foarte, foarte frumos. Sunteți cei mai tari. Bun. Plus aici în live am fost întrebat despre plăcile video RTX 5000, seria 5000, astea 6000. Ce părere am? Nu știam că au fost lansate o serie. Ce am aflat eu, sunt pe pagina Nvidia, am aflat că în ianuarie vor fi lansate astea pentru PC-uri, pentru noi, pentru utilizatorii de calculatoare, dar până atunci vreau să scrie așa Design and Simulation, deci o descriere așa sumară, cam ce ar fi, da? Zice GPU memory, deci memoria grafică 32 GB GDDR6 cu ECC, Error Correction Code, adică asta înseamnă că acea memorie își va corecta singur erorile. Ceea ce este foarte bine, tehnologia este veche, nu este de acum, acest ECC, dar iată că se implementează cât mai mult. Am și eu pe placa mea de bază, suportă memorii RAM la AM5 ECC. Văd că și cei de la Nvidia la plăcile video, seria 5000 au implementat această, să spun, acest model de memorie RAM cu ECC, ceea ce este foarte bine. Erau de mult și o DDR3 cu ECC, dar se foloseau cei cu care aveau calculatoare, servere și workstation-uri. Acolo se folosea mai mult. Și nu sunt compatibile între ele. Deci dacă era cu ECC, astea non-ECC, normale, cum erau a noastre, nu puteai să conectezi pe acel sistem, de exemplu. Și nici astea ECC, dacă nu corespunde placa de bază, atunci nu le poți să instala. Așa e chestia. Dar la astea noi, cum am eu AM5, socket AM5, funcționează oricare dintre ele, ceea ce este foarte bine. Doar că știu că scumpe. DisplayPort zice că 4.1.4a, asta e versiunea de DisplayPort, maxim power consumption 250 W. Orice componentă, procesor, placă video puternică va consuma 250 de W oră, atenție, mi-a scris aici. Unde ești? Unde ești? De ce nu mi-apare? Dar la clipul ăsta. Stai așa. Stați așa, că mi-o scris. Stați așa, că doar pe telefon. Da, uite, cel mai iubit dintre pământeni, îmi scrie așa. Jaful, adică am curățat această placă video RX 9280,
care l-am primit de la Stelian și spune așa: cel mai iubit dintre pământeni. Ia să vedem un pic. S-a alăturat acum 7 ani. Jaful ăsta nici nu merită curățat. Una. Este bună să sapi în grădină după cartofi cu ea. Consumă enorm și se încălzește de numai, în timp ce performanțele sunt trele. Suport software nu mai are din era brontozaurilor. Și aici continuă. Acum am văzut că are aproape 11 ani. Direct e waste. Și râde. Ha, ha, ha. Băi, oameni buni, după cum vedeți, și plăcile astea video noi consumă, pentru că sunt consumatoare. Și cele mai mari consumatoare dintr-o componentă PC sunt plăcile video. R9, seria R9, pe vremea lui, erau cele mai puternice plăci video de la AMD. Deci, comparativ cu ce sunt acum, seria 7900, 7800 XT și alea, da? RX 7900, 7900, așa era această placă. Bine, el avea mai multe după serii, că tot s-au scos mai multe serii, 380, 270X, 280X, 290X și așa mai departe. Dar aceasta era de cea mai înaltă gamă. Deci nu era alta mai bună pe vremea aia, în 2014. Deci nu are 11 ani, are doar 10 ani, pentru că în martie au apărut 10 ani și ceva. Dacă pentru tine este un jaf bun de grădină la cartofi, consumă enorm, da, are 200 de W TDP, pentru că așa erau. Uitați-vă și la un GTX 1080, uitați-vă la consum. Pentru că plăcile video de cea mai înaltă gamă, cele mai puternice, au consumat și acum 15 ani, 10 ani, consumă și în ziua de azi, pentru că nu ai cum să-l faci. Că vine cel mai iubit dintre pământeni și spune chestia asta, este deja problema lui și are o altă gândire, da? Părerea mea, n-am testat încă această placă video de la Stelian, oricum îi mulțumesc, dar chiar dacă consumă, părerea mea că te poți juca jocuri și în ziua de azi cu, nu știu, cu ce am spus eu, cu vechiul meu PC, seria 6600 Intel cu 4 nuclee, 16 GB de RAM DDR4, placa de bază, SSD, una alta, conectezi această placă video și te poți juca, dar așa ca lumea, pentru că se va ajuta procesorul, SSD-ul, această placă video, se vor ajuta între ele și jocurile vor merge super tare. Plus că driverele e ok pentru vremea aia, 2014. Ce driver vrei acum sau software pe 2024? Asta ca să înțeleagă unii cam cum stă treaba. Te poți juca liniștit, este o comparativ cu un 1050 Ti, dar erau foarte, foarte puternice pe vremea aia. Căi consumatori, da, sunt consumatoare, dar uitați-vă și în ziua de azi, 250 de W. Că e peste 10 ani, și ăsta, RTX-ul ăsta, seria 5000, o să fie tot pentru, dar eu spun mai ăsta, nu știu, o să fie pentru cărămizi, pentru
ca să îți faci casă. Dar asta e, pentru că așa consum aveau plăcile video de cea mai înaltă gamă, să fie clar. Și de dacă nu te poți juca, ba da, garantez eu că te poți juca. Spune-mi un joc, bine, 2020 până în 2020, 21, 22, pe acolo, un joc și când o să-l asamblezi, eu o să-l instalez și o să vezi că o să meargă foarte bine cu FPS-ul, cu tot ce vrei. Doar îi trebuie o sursă de mai bună de vreo 600 de W la asemenea placă video RX, la R9, la acea serie, da? Deci trebuie o sursă de alimentare. Când o fi sau trebuie un adaptor, pentru că am făcut, eu am una de 450 W, dar Chiftec original, și cu un adaptor 450 W, restul consumă la 200 W, 250 W, nu știu, și restul, nu știu, încă 200 ce să consume, nu consumă nimic restul. Așa că așa mai ușor cu săpatul cartofilor, dacă nu înțelegeți situația, cum stă treaba. Dacă nu cunoști componentele, nu e bine să te baci. Uită-te pe OLX și vezi că și în ziua de azi să ceri bani pe el. Plin, oamenii își vând. Bun, trecem aici mai departe. Zice termal activ și mare lucru, nu prea mai găsești, așa. Bă, cam asta este, că nu, cei de la Nvidia au dat așa niște specificații mai puține. Tot felul de tehnologie o să folosească inteligența artificială, etc. Am găsit aici, de exemplu, stați să nu iau cu 6000, uitați pe PC Garage, fiți atenți aici, placă video PNI Nvidia RTX 5000 ADA Generation, deci Ada Lovelace, numele acelei matematiciene care a lucrat și în domeniul calculatorilor la un moment dat și de aceea este recunoscută și s-a dat numele la aceste generații de plăci video, are la procesoare, are, deci Ada Lovelace, de acolo vine, puteți, cei care nu cunoașteți cine este, scrieți Ada Lovelace și vedeți cine este matematician și așa mai departe. Fiți atenți, 29.000 de RON nu este pe stoc, 32 de giga, CDR6, 256 bits, deci 30.000 de lei. Cât vine aia? 6.000 de euro. De 6.000 de euro placa asta video. Na. Placa asta video 6.000 de euro. Peste 10 ani, 15 ani, o să fie la bani de nimic. Și iată, încă nu a apărut, 30.000 de lei, 6.000 de euro. Cam asta e. Hai să vedem un pic descrierea celor de la PC Garage. Ce interesant, văd că interfața a rămas tot 4.0 la RTX seria 5000, după cum vedeți aici. Deci PCI Express 4.0 ori 16 nu e 5.0. Model RTX ADA 5000, RTX ADA 4 nanometri, tehnologia de fabricație, procesorul grafic, cum v-am spus, ADA Lovelace. CPU bus 2550 MHz, obligă să știi, indiferent ce ai spune tu, din Germania, cel care au spus, îl cunosc de mici copii și care a devenit membru al canalului meu, mersi Oblio, indiferent ce ai spune că n-are nicio treabă, ba da, are frecvența procesorului, cum să nu aibă, are treabă, sigur că da. Frecvența, memoria RAM, sigur că da, toate astea fac PC-ul bun, texturi unit, raster operation, CUDA cursuri, chestiile astea fac un PC puternic și bun. Contează, acum nu știu de ce ai spus chestia aia, dar
Eu am, vezi că pe canalul meu de YouTube am oameni care știu, cunosc situația, mulți, unii dintre ei chiar mai bine ca mine, în multe cazuri. Tip memorie GDDR6, 32 de gigabytes, 256 bits, 18.000 MHz memoria efectivă. La unele am văzut 386 bits. O să cred că la seria cealaltă, DirectX 12 4.6 3.0 display nu știu ce și trebuie HD Ready ăsta așa și 1.16 PCI Express. Acel HPVR dați pe care îl știți voi. Există 16 pin. Sunt, ați văzut bine și dimensiuni, uitați-vă aici. 30.000 de lei, nu știu ce face de 30.000 de lei, o fi nou, o fi de generație nouă, dar dă 6.000 de euro placă video, nu știu dacă s-a pus prețul ăsta doar așa, iată și pagina producătorului, specificații, ia aici ce scrie tot așa, Transistor 7,6,3 billions, deci billions, size 608 mm, da, aici scrie mai multe, 12.800 CUDA Parallel Processor Cores, VRT și toate alea, o grămadă de chestii, tehnologii, iată 32 VIT ECC, 256 bits, 576 GB pe secundă memory bandwidth, atâta date poate să transmită pe ziceți, pe benzi într-o secundă, 576 de gigabytes pe secundă poate trimite pe benzile slotului de la placa video. E ceva ok, foarte puternic, foarte mare. Consumă, după maxim power consumești 250 W, deci consumator că n-ai cum, dar aici un pic PCI Express 4.0. No. Are DisplayPort, deci astea nu au HDMI sau ceva, pentru că DisplayPort-ul poate transmite foarte multe date și la monitor, deci la așa ceva ai nevoie și de un monitor 4K obligatoriu la asemenea placă video 4K să ai, pentru că jocurile îți vor merge foarte bine în 4K. Bine, ăsta e pentru televiziuni, nu știu pentru cine, pentru oameni bogați, v-am spus, sunt foarte mulți multimilionari care 6.000 de euro pentru ei e cumpărare igienică. Un kil și 80 de grame. Și pe aici, GPU software, virtualization, application și workstation și toate alea, GPU profile support 1, 2 până la 24 GB. Ce e acolo? 3D Vision, 3 Vision Pro, tot felul de tehnologii care așa și, cum v-am spus, Power Connector 1 plus 16, PCI Express, CM5 PCI Express. Și aici code curent, code cu și toate alea, iată, așa arată. Păi ăsta motorul, păi eu am mai văzut chestiile astea, păi eu cred că, nu știu, trebuie să fi făcut ventilatorul ăla foarte silențios, că astea, la ce au el, după vreo 2-3 ani, cred că îți face capul avion. Acum nu știu. Bun. Hai să trecem și la ăsta l-am văzut să-l închid. Aici v-am citit. Și acum și la 6.000. Fiți atenți aici. Pe Vexio am găsit seria 6.000. 42.446 de lei aici nu e. Da? Tot PNI. Nvidia RTX seria 6000, 48 de giga, mă, ce să spun eu,
că scumpe. Păi dacă aștia RTX 4090 e 10.000 de lei, nu? Nu, no, e 10.000 de lei. Hai să văd o descriere la astea, să vă dau. Aș fi vrut o descriere totuși de la producător, că ăștia nu cred că au o descriere bună. Stați așa. Văd că PDI-ul s-a băgat tare, dar o să se scoată, nu știu, așa pentru workstation-uri, pentru servere, pentru că e... Nu știu ce să spun. Ia să văd, are... Au ăștia? Nu au. Dar ia să caut așa componente, plăci video și aici seria 6 RTX-a, da, una, de deci ăla ce am văzut eu, una, ăsta, deci ăsta l-am văzut și ia să mai caut un pic pe Google, că aș vrea totuși o descriere mai bună. Nvidia, iată, sau PNI, uite, chiar de la producător. Hai, deschide-te. Așa, bun. No, fiți atenți aici, iarăși. Aici deja mi-au bătut ăsta 300 de W maxim power consumption ajunge. 300 de W, gândiți-vă. Aici la specificații, ce spune? Form factor, active fan sync, VR, yes, adică realitatea virtuală, era să spui pe ochi. Și să faci size, mărimea, tranzistor 76,3 bilioane, miliarde, da? Ia, hai să vedem toate, uitați ce, așa. CUDA Cores 18176, RT Cores, așa, generația 3-a, tranzistor, RT Cores, tot felul, aici GPU memory 48 de giga și cum v-am spus ECC. Ăsta e la 384 bits de seria 6000 și memory bandwidth 960 GB pe secundă. Bă, no, ce să spun? Ce să spun? Spuneți și voi că e puternic, ce să mai... 300 de W, ce e aici? Ia să văd ce vrea cu PDF. Consumul. Iată, iată, din 2014 și toate astea, mă, eu cred că așa pentru de alea profesionale, pentru editări și toate cele. 2023, uite. Deci, 2 ori opi, nu știu ce. Deci astea sunt de alea profesionale pentru editări, că știu seriile astea, am și eu una, cred că nu știu, de asta pe 1000, pe 2000, am așa ceva acasă și sunt pentru alte chestii, editări, workstation-uri și treburile alea, bun, pe tine te pot închide și pe tine și am închis și stați că nu e o problemă, că dăm așa ca să mergem să citim mai departe, da? Așa, iCore de zice sistem cerințele, deci i5, i7, i9 sau Xeon. Așa sunt de alea, PCI Express 4.0, dar cred că așa încă nu sunt pentru noi, sunt de alea profesionale, editări, foto și toate alea sunt foarte scumpe, foarte puternice. Eu ce am găsit pe aici, vă spun. Așa, deci astea sunt și nu știu ce e aici. Packet conte, un pachet ce-ți dai Nvidia RTX, nu știu ce, graphic card, să-l cablu. Bun, cam asta e, cam asta am găsit de seria RTX 6000 și 5000. Toată chestia, nu știu, că văd 4.0 la PCI Express, cred că în ianuarie când va fi lansat pentru PC-uri normale,
seria RTX 5000 și 6000, dacă o să iasă și în seria 6000, părerea mea că va fi pe 5.0, dar în ianuarie am văzut că se va lansa. Băi, prieteni, cam atât. Dacă vreți, vă mai citesc puțin din comentarii. Cătălin, trebuie să apeși acel clopoțel de scrie unde ai dat abonare, apasă toate, da? Să-ți apară notificările de la mine, tot să faceți așa. Toți care v-ați abonat la mine, apăsați acolo clopoțelul și când vă dă acea listă, dați click pe clopoțelul unde scrie toate, da? Și atunci veți primi notificările de la mine, că dacă n-ați apăsat aia, nu o să aveți notificări când fac eu live și așa mai departe. Doar predare personală, mi-a dat cineva like, laptop fix suflă radiatorul înainte să aplici pasta pe chip. Zorzon, super gest, multă sănătate, mulțumesc. Zerotech, mișto clipul, să trăiești și tu, Edi. Eu stau mai pe telefon, n-am avut un calculator în viața mea. Vedeți? Na. Dacă ar fi scris, da, vedeți, conturi 20 noiembrie, acum a făcut, acum 10 zile, no. Acum, vedeți, eu nu pot să dau calculatorul unei persoane de ăsta cu cont fals, cu nu știu ce, îmi pare foarte rău. N-ai avut calculator, sunt copii, sunt cu conturi și mulți și la bajocură dau, scriu așa, părerea mea la anii mei. Eu chiar îmi doresc un calculator, chiar nu-mi permit unul, nu îmi pasă deloc ce PC e, eu vreau doar unul să mă joc. Vedeți, aici e problema. Și nu, deci doar unul să mă joc, da? Deci vreau un PC, acest copil să se joace. Chiar dacă eu am explicat în clipuri și de aici vă spun, mulți copii au 10 ani, sigur, pe acolo poate. Și după scris și după tot, nu are mai mult de 10 ani, sigur. Și chiar dacă am spus că este pentru office, home, oamenii, copii, nu înțeleg că nu se uită, ei doar, băi, vreau un PC pentru ăsta și ei cred că așa pot să trimit eu sau orice și să fie de gaming, să se joace, pot, nu e voiele ilegal, au părinți, băi, cum trimis tu la copilul meu calculatoare, cum vine asta? Deci e ilegal. Acum eu știu dacă sunt de aia bătuți în cap pe internet și vă trimit calculatoare așa de capul lor copiilor, aia e problema lor. Dar eu nu fac chestiile alea. Eu trebuie să vorbesc cu părinții să mă contacteze pe mine. Dă-mi, te rog, calculatorul, dă-mi ăsta, ai, uite, am un copil, nu-mi permit, am văzut că faci și tu un gest cu urmăritorii tăi și atunci stăm de vorbă. Că așa să trimiți la un copil orice, ai, nu-i voie nici o bomboană să dai, cum să dai tu la un copil străin ceva, că nu e voie. Nu așa am fost învățați, așa, și pentru că e ilegal să faci, să dai tu unui copil o chestie de asta. Mi l-aș dori extrem de mult, nu am un setup. No. Îmi scrie și David. Hai să văd cine e David. Uite, David lucră pe tren. Are și abonați. Dintre 2023. Tren Luduș. A, ești din Luduș, Câmpia Turzii. Păi, dacă vii pe aici și chiar nu ai un calculator și ești urmăritorul meu, dacă ești abonat de-al meu, sună-mă, uite, și lucrezi la CFR, păi eu știu că la CFR salariile sunt de la 5.000 în sus. Orice ai fi, orice mecanic ai fi, de la 5.000 în sus. No. Dar dacă nu știu, ai, nu știu, că nu prea văd bine poza ta acolo, nu cred că nu-ți permiți un calculator ca acela. Nu cred, dacă ești cu CFR-ul, lucrezi pe acolo.
toxic, iarăși un copil îmi scrie, nu știu, dar aș putea să mă joc măcar chestii precum Roblox sau Minecraft cu FPS-uri mai mari decât laptopul meu. Deci, iarăși, vedeți, un copilaș mi-a scris care nu înțelege anumite chestii. No, asta e. Ce să fac? F. Gabriel a fost o placă video de ultimă generație dacă am fi fost în 2014. Păi asta am spus, nu? De ultimă generație 2014, că eu am spus la începutul clipului, nu știu, de ultimă generație, așa, voi știți. Pentru 2024 este o placă video slabă și ineficientă ca și consum de curent. Bun, pentru că așa consumă astea. Da, așa consumă astea. V-am explicat înainte. De ce nu înțelegeți că așa consumă astea? Aici, că v-a plăcut, o să mai fac. Dacă v-a plăcut ce am făcut eu o să mai fac clipuri să văd dacă mai ține. Aceeași copil, zero toxic, eu mi-aș dori calculatorul pentru că am un laptop, măcar scrie laptop corect, și îmi rulează doar Minecraft. Din păcate, copilașule, îmi pare rău, dar acel calculator nu este de gaming, nu are placă video. Da, să te joci Minecraft și Roblox. Asta e, din păcate, nu are placă video să te joci și trebuie să mă sune dacă ești de prin zonă, să mă sune taică-to, să vină, să discutăm și mai vedem. Dacă ai placă video, bagă el, dar să mă sune taică-to și să vină să ridice, că vi-l dau cu mare drag. Nat, costă 20 de lei o licență, exact, sau chiar mai puțin exact. Iată, Dodorog, v-am spus că îmi trimite atenție, v-am spus în clipuri, mi-a comandat deja căști, tastatură, mouse și mousepad. Deci, exact cum scrie aici, kitul cu tastatura, mouse, pad, căști, a fost deja comandat cu livrare directă la mine, de pe Vexio și vine 7-10 zile. Păi săptămâna asta, sigur, vine de luni încolo. Îmi vine pentru că cei de la Vexio până joi, sigur, îmi trimit. Dacă scrie că e în depozit. Deci, și el a făcut, Nat, Hodorogu, au făcut, vedeți, trimit, am înțeles că a arătat acest caz unei persoane, așa spune Hodorogu, eu vă spun ce a spus el, care vrea să rămână anonim și vrea să trimită. Dar dacă nu mă sunați niciunul, nu vreți calculatorul, vreți doar de gaming, vreți doar de alea, nu vreți să învățați pe el, nu vreți să... Ăsta, de unde de gaming? Un PC de gaming costă foarte mult. Să bagi o placă video, vedeți ce scrie lumea despre plăcile video. Din păcate. Deci este un calculator scas pentru o persoană care nu-și permite, părintele nu-și permite copilului ca să învețe, vine acasă, face, știu că faceți ore de asta de operator sau cum se numește, de calculatoare, am uitat acum cuvântul, și învățați acolo Office, PowerPoint, una alta. Nu ar fi ok pentru să învățați acasă, să vă faceți temele. Dacă vă dă o lucrare în PowerPoint, să faceți o lucrare în PowerPoint, știți acasă să faceți. Nu. Aveți calculator acasă? Nu. Pe telefon poți face? Nu prea. Pe dita mai monitorul care vi-l dau acolo, că e prea tare. Hai să fim serioși. Acolo sunt bani băgați, ați văzut, Nat, Odorogu, tastatură, mouse, toți, 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 pe dar e calculator, chiar dacă acum are o vârstă, e de 12 ani, dar pentru ce vă trebuie vouă ca să învățați, este foarte bun. E foarte bun. SSD nou, carcasă nouă, Windows nou activat, tot, nu aveți nicio problemă. Păi da, ce să mai? Ai un like și respect, Oti Junior. Cred că Oti Junior a fost pe la mine cândva. Windows XP, faceți mai multe eforturi pentru digitalizarea României decât guvernul. Respect. Windows
încerc, uite, și nu vrea nimeni calculatorul, toți copiii vor calculator de gaming. Na. Asta e. Ești numărul 1, meriți respect, bravo. Am un telefon spart și nu merge să bag parola și să-l deblochez. Se poate descărca chiar dacă nu pot debloca. Trebuie să mergi la un service de telefoane și sigur te vor rezolva. Eu, din păcate, nu mă ocup de telefoane, nu mă pricep foarte bine la anumite chestii, mă pricep că... Na. Dar nu la... Îi au scule, au ce trebuie și te vor ajuta. Monitorul la clip, comentarii sunt dezactivate. Ok, așa face YouTube-ul câteodată la anumite clipuri unde găsește cuvinte neadecvate sau ceva posibil să-mi comenteze urât cineva. Ei, niște algoritmuri, ați văzut pe YouTube-ul ăsta, pe TikTok sunt algoritmi. Pe unii promovează mai mult, pe alții mai puțin. Chestii de astea. Mai ești așa. Așa, e tot așa, am i3 Intel Celeron, 4 GB de RAM, uite, 2016 și merg toate jocurile de 4 și 8 GB. Foarte bine. Elena, la mine arată camera blocată. Dacă e blocată, uite-te la clip și vezi cum stă situația. Am făcut un clip mai nou, acela este vechi, dar știu că am multe vizualizări la acesta. Trebuie să instalez, dacă nu știu, ceva driver, vezi un pic pe acolo și o să găsești răspunsul în clipurile mele. Așa. Da, problema cu sunetul, vedeți, am făcut setările alea cu noise, nu știu, oameni de noise suppression sau cum îi zicea și am rezolvat. Acum vi se aude bine, doar că eu v-am spus, am camera asta, l-am cumpărat cu vechiul meu calculator 2016, în 2016 și mă vedeți 720 pixel. Când o avea și eu mai mulți bani, voi cumpăra un webcam de care mi-a spus voi, că am văzut că este ok, Logitech C920 sau C925E, am văzut ambele sunt bune, una e 250 la 300, dar ăla cu 200, 250 ar fi ok, super ok. Și o să-mi cumpăr și spate ca să pot schimba telefonul. Și ăla e 150. Așa deja sunt 400 de lei. Cu 400 de lei îmi plătesc și eu niște facturi, că trebuie să înțelegeți un pic. Dacă mi-ați donați fi mai mulți membri al canalului meu de YouTube, pac, 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 aș cumpăra, gata. Dar trebuie să am puțin grijă de bani. Pentru că mai cheltui și eu și dacă nu produci, atunci nu e bine. Poți, te rog, să-mi faci și mie un PC gratis? Chiar nu am bani. Adianu, păi dacă ești din Reghin, hai că acesta ți-l dau ție. Dacă chiar nu ai, spune lui taică, tu uite că ești urmăritorul meu, ești din Reghin sau aici, un sat din jurul Reghinului, mă sună taică, tu vorbim, stăm de vorbă. Și dacă chiar nu ai un calculator și nu aveți bani să vă cumpărați, cu cel mai mare drag vi-l ofer. Ok, unde am spus că au apărut probleme, vor să mă ajute. Ok. Comunitar mi-a spus, cred că chestia, el mi-a spus, cred că pe aici undeva mi-a spus, la început device bine să ai setat microfon A, când am făcut setele, ok, comunitar pe tine nu te-am văzut azi, unii nu au văzut, de aia m-am spus, toți care sunteți membri și sunteți aproape de canalul meu de YouTube și vreți notificări de la mine, când fac live-uri sau când fac un clip nou, vă rog eu frumos, acolo unde este clopoțelul, apăsați pe toate, să fie bifat toate. Nu personalizat sau nu știu cum. Să fie bifat toate și atunci o să vă apară live-urile mele. Dacă vreți, intrați, dacă nu.
că vedeți că unii spune, mă, dar de ce nu mi-ai spus că faci live? No. Acum eu am share-uit pe Facebook-ul meu și cu o oră înainte pe canalul meu de YouTube. Na. De aia, voi care chiar mă urmăriți și vreți să nu pierdeți niciun live, eu să mai fac, nu e o problemă. Live-uri, dar ca să intrați, să-mi puneți întrebări, că așa eu tot spun, dar trebuie să comunic cu voi, să puneți întrebări, că eu nu așa să vorbesc singur, ce să vorbesc singur? Să puneți voi și dacă aveți întrebări, una alta, cum se face, cum se trece, cum acte, ce acte vă trebuie la anumite chestii, cum asambla, bă, ceva chestii de astea, no, de IT, de ce știu și eu să fac și ce am făcut și eu prin viață. Că atunci vă pot spune că unele chestii s-au mai schimbat de când am făcut eu, dar tot pe acolo sunt. Am să cer să găsesc un copilaș nevoiaș care are nevoie de un PC și nu-și permit. Ok. Mihai Radu, din toată sărăcia ta, oferi, ești un om minunat. Mulțumesc, Doamne, încă mai există, încă mai avem oameni și omenie în România, deși ne-am cam pierdut-o pe aici, pe aici. Vedem. Stai să văd ce scrie aici. Vedem, Rolls-Royce-uri, Ferrari, mașini scumpe și palate, dar avem copii, vai de mama lor. Bat iar Dumnezeu pe toți oamenii care nu sunt oameni și pe toți mafioții fără suflet. Mihai Radu, uite că calculatorul este gata și încă nu m-a contactat nimeni, Mihai Radu, să îi dau calculatorul. Reghin împrejurim, să vină după el, să fac și o poză, să ne arete și ei să facă o poză acasă, să vă trimit și vouă, să vedeți că totuși am dat. Dar oricum e bine că până vine și mouse-ul, tastatura, să nu spune, mă, iarăși ai luat tu tastatura, mouse-ul de la Odorogu și oamenii ți-au donat și tu îl ții pentru tine. Nu, măi, oameni, păi nu. Tot ce mi-ați trimis voi, eu o să dau acele persoane, dar care merită, nu oricărui vine și la bajocură să-l vândă, să mai știu eu ce. Nu, chiar care, bă, chiar îi trebuie un calculator, da? Acelei persoane îi dau cu mare plăcere, de aceea trebuie să vorbesc cu persoana, cu taică sau cu părinții, că așa cumva v-am spus, nu e obligatoriu să-l dau repede, noi vrem acum, așa ar fi frumos, de sărbători. Înainte de sărbători să facem și noi un gest frumos, cei care ați donat. Și eu așa aș vrea să facem, mă, pe cineva fericit. Dacă nu știu, văd eu cui donez, nu știu, oricareva, să, chiar care merită, dar nu. Maxim Roabeș. Pot participa și eu. Păi poți veni direct, dacă ești din Reghin sau ăsta, poți veni liniștit după el și chiar nu ai calculator, cu mare drag ți-l dăm, ți-l, că eu și comunitatea mea ți-l dăm, nu doar eu singur, eu doar l-am asamblat și este gratis, nu trebuie să dai nimic, să-mi urmărești clipurile și cam atât. Da, uite, Andrei NPC mi-a scris, recomand Logitech C920, am văzut, este bun, dacă vrei să mai faci clipuri viitoare, are un preț bun acum și merită toți banii. Da, am văzut, în unele părți 500 de lei, dar am văzut 250 de lei. Este, da, cine nu vrea ceva mai nou și e top pentru streaming-uri și una alta. Am văzut și eu, dar acum nu am 250 de lei să arunc și eu pe una alta, pentru că e iarnă, începe o nouă lună, căldura merge, facturile o să vină și nu pot să arunc. Când deocamdată, dacă totuși l-am setat pe ăsta, îl fac. Când o să ăsta, să fac și eu un cadou, o să fac, dar până atunci, nu. Din păcate, asta e. V-am spus, dacă aș fi avut și eu, aș fi cumpărat și eu chestii pentru mine mai
Noi mai ăsta, că mi-a făcut calculatorul, acum nu, o să schimb și un webcam, poate un monitor, că mi-a scris, mă, ar trebui să schimb și tu monitorul, poate ar trebui să-mi schimb monitorul. Bă, deocamdată e ok, nu, chiar dacă are și ăsta câțiva ani, dar eu spun că nu știu ce să iau. Poate cu să aibă vreo 100 de herți, să am o imagine mai bună, sau vreo ceva la 144 de herți, dar astea toate costă bani. Salut, mie mi-apare opțiunea de noise suppression, știi cum, nu îi apare la Ghost. Nu știu, ceva acolo vezi la softuri. Cineva îmi dă like, Bogdan, așa, Mario Paul, un nevoiaș, nu cred că are internet curent și apă caldă. Acum, Mario Paul, dacă tu gândești așa, atunci ăla e chiar, nu mai e nevoiaș, e chiar la pământ. Problema este de la memorie, ok. Și cine, Loredana, m-ai salvat, mulțumesc, eu m-am abonat la tine, mulțumesc, Loredana Barbos sau Barboș. Așa, Nicoleta Iancu, Nicoleta Iancu, felicitări, man, apreciez gestul pentru a dona PC-ul. Nicoleta Iancu, să vină, să-i dau că e gata și bine, săptămâna viitoare când vine ăsta, tastatura, mouse, tot, poate să fie un calculator tare și bani băgați în el. Chiar dacă e de o generație mai veche, asta e, poate o să facă mai nou cu timpul, un kit mai nou și se asamblează și are un PC și mai nou. Păi da, doar deocamdată asta e, asta l-am primit și la sugestia lui Nat și el a trimis, facem, am făcut, i-am spus, pac, facem. Stelian, pentru toți haterii, așa, pentru că toți unii au intrat, vreo 5 blocaje am dat și vreo 10 comentarii am ăsta, pentru că au început să mă jure până la vreo ora 1, niște copii, cred că, și sau persoane rele, ca să spun așa, care au fost creați, procreați dintr-o mamă așa și dintr-un tată așa. Și au ieșit ei așa și stau să mă înjure pe mine. Eu când vreau să fac un gest frumos, ei mă înjură. No, că nu pot să le spun cum și ce. Eu nu pot să înțeleg ce îi satisface pe hater să înjure sau să comenteze aiurea fără a avea cunoștințe în domeniu și nici mie nu mi se pare ok să faceți un cadou PC-ul așa narcis, am înțeles. Dar vezi că asta e. Eram sigur că așa se va întâmpla, de asta i-am zis de la început să-l doneze la o persoană din Reghin. Vedeți, Nat, care mi-a donat, a cumpărat pur și simplu carcasa nouă, SSD-ul nou, nouț, exact ce am spus eu. L-a cumpărat și mi l-a trimis și el spune să donez la o persoană din Reghin ca să stau eu de vorbă. Nu toată lumea așa intră și ai trimite-mi mie. Păi așa toată lumea. Și puteți fi acolo un hater, puteți fi ăla din Suceava care mi-a vândut placa de bază stricat cu cont fals și trimit la ăla. Ia gândiți-vă, păi nu aș pica de două ori fraier. Păi dar nu se poate așa. Bă, ce tare, mi-ar trebui un PC. Vedeți, unii vorbesc cu bă, Sebi vorbește cu bă. Așa, acasă, cred că așa se vorbește. Bă, mamă, bă, tată, sau fă, mamă, bă, tată, cred că așa vorbesc. Și așa îmi scrie și el. Bă, ce tare mi-ar trebui un PC, deoarece eu sunt YouTuber și n-a trebuie lumea, de ce nu postez, chiar mi-ar trebui așa ceva. Păi ăsta nu știu ce YouTube poți să faci cu el, Sebi, dar să nu mai scrii cu bă, pentru că se vede urât. Foarte urât se vede să scrii cu bă. Și să vorbești cu bă se vede urât și cu ăsta, și pe la noi mai vorbesc. Bă, ce faci? Bă, hei, alo, ciobanii. Asta e și pe la noi sunt, dar noi hai să încercăm să nu mai vorbim cu bă, nu-i frumos, știi?
Așa, și cred că vouă ăsta până la urmă a pornit și uite valii care au fost și azi. Salut la SSD, nu se partiționează din câte știu, dar poate ne poți da detalii privire cu acest aspect. Am cripți, am spus valid, se poate, nu-i nicio problemă, nu pățești nimic. Asta o băgat-o nu știu cine, că iarăși tot un vlogger de ăsta mai mare, că nu se partiționează, care un controller care nu știu ce, care nu știu ce face, nu știu cum ăsta. Eu am partiționat și merg și la alții și merge și n-au nicio problemă. Nu. Că nu știu cum, nu știu ce, că nu o să țină 10 ani, că o să țină 7 ani, asta e. Dar eu am partiționat și ține. Eu personal am partiționat. Cine zicea, bă, îmi partiționez? Sigur că da. Am partiționat, sigur că da. Salut, cred că ai omis Cooler CPU. A, da, la acela, asta mai bătrânețea, bătrânețea. Și cam atât, prieteni. Mulțumesc de comenturi, voi sunteți prietenii mei, voi sunteți apropiații canalului meu de YouTube, care vă permiteți să deveniți membri, să deveniți, apăsați toți clopoțelul și unde scrie toate, acolo să apăsați să apară toate live-urile mele când fac live-uri, când apar și celelalte clipuri, da? Să apăsați acolo, da? Bun, în rest, ne auzim la alte tutoriale. Acum am întors. Asta e în două părți. Vă uitați prima parte cu plăcere video, a doua parte pentru comentarii. Că știți că eu fac clipuri mai noi, mai lungi, 51 de minute. Asta e. V-am spus, vă puneți în pat, dați drumul la smart, la laptop, la ce aveți și mă ascultați să vedeți ce spun eu și poate și adormiți. Nu vă trebuie să luați medicamente sau mai știu eu ce somnifer. Să adormiți. Adormiți pe ce spun eu și mai învățăm ceva împreună. Bine, prieteni, cam atât. Mâine e duminică. Nu cred că mă duc la vot. Voi faceți ce vreți. Vă salut și numai bine.